Președintele României a ajuns în această dimineață la Kiev cu trenul. Alături de el a fost președintele Franței, Emmanuel Macron, dar și cancelarul german Olaf Scholz și prim-ministrul Italiei, Mario Draghi. După ce a ajuns într-o suburbie din Kiev, Irpin, Klaus Iohannis a declarat din nou că invadatorii ruși trebuie să fie trași la răspundere de justiția internațională. În Ucraina, președintele României s-a întâlnit și cu Volodymyr Zelensky. În jurul orei 10, președintele României a ajuns în Ucraina. La gara din Kiev a fost întâmpinat de vicepremierul Olha Stefanișia. Tot acolo s-a întâlnit și cu președintele Franței, Emmanuel Macron, Olaf Scholz și Mario Draghi. Cei trei lideri europeni au ajuns în Ucraina cu trenul după o călătorie care a început în Polonia și a durat mai bine de 12 ore. Președintele României a ales un alt traseu. Imediat după aceea, toți patru au plecat spre Irpin, o suburbie din Kiev distrusă aproape în totalitate de bombardamentele armatei ruse. În urma celor văzute, Klaus Iohannis a postat un mesaj impresionant pe Twitter. Nu am cuvinte să descriu tragedia umană și distrugerile oribile pe care le-am văzut azi în Irpin. Îmi reînnoiesc cu fermitate apelul ca toți invadatorii ruși să fie trași la răspundere de justiția internațională, a declarat Iohannis. În Irpin, ministrul ucrainean pentru dezvoltare le-a spus liderilor europeni că, de la începutul invaziei ruse, peste 12.000 de blocuri de locuințe au fost distruse. De asemenea, le-a arătat și mașinile în care rușii au ucis sute de femei și copii care încercau să fugă din calea războiului. La ora 14:05, Klaus Iohannis a ajuns alături de cei trei lideri europeni la Palatul Mariinsky. Acolo i-a întâmpinat președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky. Au discutat despre sprijinul oferit Ucrainei pentru a face față invaziei Rusiei. Printre priorități se numără și eforturile de reconstrucție care vor fi necesare după încheierea războiului.